Pentru elevi, începutul de an școlar poate fi o bucurie, pentru că se întâlnesc cu prietenii și colegii sau un chin, că nu vor mai sta acasă cu mama și tata și le va fi greu să se acomodeze din nou într-o încăpere pe care o vor împărți cu alte câteva suflete. Pentru părinți, timpul rămas până la începutul anului școlar reprezintă adevărate bătăi de cap și multe drumuri de făcut la librării, magazine de îmbrăcăminte și de încălțăminte. Conform spuselor unei angajate a unei librării din Zalău, prețurile pentru ghiozdanele simple pornesc în mare parte de la 30 de lei și pot ajunge până la 150-160 de lei. O afacere bună pentru părinți poate fi un ghiozdan de firmă și echipat care costă 185 de lei. De asemenea, prețurile la rechizite per total nu s-au modificat semnificativ, fiind vorba de o creștere de 30-40 de bani. La penare, situația este aceeași ca la ghiozdane atunci când este vorba de personaje și dotări. Pentru unul oarecare, neechipat, prețurile pornesc de la câțiva lei, 5-6 lei și pot ajunge și la câteva 10 de lei. Pentru cele echipate, un părinte poate plăti cel puțin 30 de lei. Conform spuselor unei angajate ale unei librării din Zalău, prețurile rechizitelor nu s-au modificat semnificativ. De exemplu, prețul unui caiet mic pornește de la 70-80 de bani, dar poate să ajungă până la 10 lei. Un ghiozdan simplu costă 30 de lei, dar o afacere bună pentru părinți ar fi achiziționarea unui ghiozdan de calitate superioară și echipat, care poate să ajungă până la 150 de lei. În funcție de vârsta copilului, grijile și sumele se înmulțesc. Pentru un caiet mic, A5, prețurile pornesc de la 70-80 de bani și pot ajunge la câțiva lei în funcție de numărul de foi, marcă, tip. Caietele studențești se găsesc și la 2 lei, 3, 4, dar și la prețuri ce depășesc 10 lei, din același motiv enumerat mai sus la caietele mici. Pixurile sunt de toate felurile, pentru toate buzunarele, începând cu 40 de bani, prețurile crescând în funcție de firmă. Stilourile, la fel ca și pixurile, toate culorile, florile imprimate sau simple, cu prețuri de la 4-5 lei, care pot urca și depăși 100 de lei. Pentru părinți, perioada rămasă până la începerea noului an școlar vine cu o mulțime de bătăi de cap, dar și cu drumuri de făcut la librării, la magazinele de îmbrăcăminte sau de încălțăminte. Ca idee, o uniformă completă pentru un elev se învârte în jurul sumei de 250 de lei. Dacă luăm în calcul și încălțămintele, la sumă se adaugă 50-60 de lei, cât costă cele mai ieftine perechi de încălțăminte. Un ghiozdan pornește de la suma de 30 de lei și poate să ajungă până la 180 de lei. În ceea ce privește uniforma școlară, situația diferă în funcție de cerințele unității de învățământ, situația financiară a părinților, constituția copilului, preferințe. Referindu-ne la îmbrăcăminte, încălțăminte și ghiozdane, cam cât cheltuie un părinte pentru un copil la începerea anului școlar? Depinde de bugetul fiecarei familii, depinde de calitatea aleasă și de cine ce-și dorește, cât de mult, ce mai are de completat sau ia tot tacâmul. Și între ce sume variază prețurile? Dacă își cumpără și training și încălțăminte și lenjerie, cam de la 150 în sus, până 300-400 de persoană. Ghiozdan, cam așa ar fi. Ca idee, o uniformă completă pentru un băiat se învârte în jurul sumei de 250 de lei, iar pentru o fată în jur de 200 de lei. Dacă ținem cont și de încălțăminte, se mai adaugă la ambele sume cel puțin 50-60 de lei, cât costă o pereche de pantofi. Desigur, sumele diferă și aici. Dacă se cumpără încălțămintea de la un magazin oarecare, în jur de 60 de lei. Dacă se caută de firmă, de piele, prețurile pot depăși cu ușurință 100 de lei. În condițiile în care părinții au timp și au și starea necesară să caute în mai multe magazine, pot cumpăra și la promoție articolele de încălțat sau îmbrăcat. De asemenea, o cămașă de schimb pleacă de la 30-40 de lei și poate depăși și 100 de lei. Un sarafan pentru o fetiță pornește de la 60 de lei, iar prețul se dublează în funcție de magazin și material. Așadar, pentru un singur copil, cheltuielile la care sunt supuși părinții pentru noul an școlar pot depăși lejer un salariu minim net pe economie.